În final Eurovision și am decis să o remixăm. Am spus că dacă se termine vara, să o terminăm într-un tonus așa, mai alert puțin. E că am obosit. Nu mai am antrenament, nu? Da, și o să pregătim piese noi pentru Eurovision și anul ăsta și stați, stay tuned, cum se spune. Eu am auzit că tu știi și muzică populară. Asta datorită mamei mele, da. Așa o să ajungă și ea la voi. Dacă o invitați, vine cu mare drag. Cu mare drag. Da. Dar poate mai târziu ne cânt și nouă o bucățică fie și mi-e cum să nu? De muzică populară. Cum să nu? Bineînțeles. Pune-mă și cânt. Voi acum? Spuneți ce să... Da, dacă vrei. Da, ce? O să ce cânt de la mama sau ceva mai cânt? Da, 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 da. Ce faci? Ce vrei tu? Da, să nu mai cânt Fata Babi Marița, că tot am cântat-o aici în antena. Cred că mai bine cânt... E foarte interesant. Pe păcâmpucu florile, păcâmpucu florile, mârliturli funfaiori de flori, mai mai titirili, dai na hop hop hop, țur țur țur. Pă mă dusai cu oile, mă dusai cu oile, mârliturli funfaiori de flori, mai mai titirili, dai na hop hop hop, țur țur țur. Cam asta, pe mine mă distrează foarte mult refrenul.